Vă salut, prieteni pescari! Astăzi, la atelierele hărniciei, în premieră o să vă prezint firele monofilament din gama Benzar. Trei tipuri de monofilament au ieșit recent pe piață din gama Benzar Mix. Primul este vorba de Method Feeder, al doilea River Feeder-ul și al treilea monofilamentul Monolider Feeder, un fir special conceput pentru forface. Primul despre care o să vorbesc e monofilamentul Method Feeder. Se găsește în două lungimi, 300 de metri, inclusiv 600 de metri, ceea ce face mai ușor dacă vrem să punem fir pe două mulinete, să împărțim firul pe două mulinete, la câte fiecare 100 de metri firul este marcat cu un abțibil, deci de acolo știm când am ajuns la jumătatea, de exemplu, ce vrem să punem. Culoarea verde este excelentă pentru camuflarea firului în apă și în aceeași timp este și o culoare cât de cât naturală, care seamănă mult mai mult cu vegetația din apă. Un aspect foarte important de menținut, firul are un strat protector de teflon, ceea ce îi dă o elongație mult mai redusă și în același timp garantează și o alunecare mai bună printre inele. Practic, pur și simplu, putem să pescuim mai la distanță și să sesizăm trăsăturile mai rapid, indiferent la ce distanță pescuim. Comercializează pe rolă de 300 și 600 de metri, 5 diametre diferite, 0, 18, 20, 22, 25, 28. Al doilea monofilament ce vă prezint acum din gama Benzar se numește River Feeder. Este un monofilament de ultima generație utilizat la pescuit de feeder pe râuri și nu numai. Culoarea transparentă îl face invizibil în apă. Stratul de teflon îi oferă o protecție suplimentare împotriva abraziunii, mai ales împotriva scoicilor. Se găsește în comerț pe rolă de 150 de metri, 5 diametre diferite, 0, 20, 22, 25, 28, inclusiv 30. Monofeeder Hooklink este un monofilament conceput special pentru forfac, dar se pretează foarte bine și la pescuitul cu boloneze sau cu varga. Are o rezistență sporită la noci și la abraziune, transparentă, fără culoare, practic îl face invizibil în apă. Se comercializează în 7 diametre diferite pe rolă de 50 de metri. Începe grosimea de 0,12, 14, 16, 18, 20, 22, inclusiv 25. Cam atâta deocamdată despre fire din gama Benzar. Să sperăm să se gata cât mai repede nebunia asta cu COVID-19, să putem să ieșim la o partidă de pescuit, să aveți ocazia să testați și dumneavoastră firele din gama Benzar, să vă lămuriți de calitatea lor și până atunci să ne auzim cu bine. Vă doresc fire întins, la revedere! Ciao!